Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou video. Aici Draper Boy și ne-am Dai întors seama, cu câteva videoclipuri. Da. Un giga 300 a ocupat timpul. Exact. Bă, Dani, zi salut. Salut. A început filmarea? Da. Iar fix când eu încercam să salut lumea, ai început să vorbești. Nu-i bai. Dacă vrei, taie, mai fă o dată. Nu, no, e ok. Nu, no, e ok. Nu, 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 nu. Te-am stricat intrarea. Exact. Mulțumesc. Plăcere și altă dată. Exact. Mă pregătesc să mă duc la ea. Vii cu mine? Imediat. Și a apărut noul update cu mansion-urile. Și cu mansion-urile avem 6, mi se pare, în jur de 6 mașini noi, dintre care aceasta, un muscle car nou, Impound Nightshade. Ah, insured, logic. Declis Mamba? Da? Treaba asta Declis cu bodyguards mă depășește. Nu știu cum să... ce să fac. O să vedem noi ce se întâmplă. Fac, dar nu știu. We're gonna figure out. Yeah. Intrăm la alții dacă ești și vedem acum. Așa. Preună cu Dani aici. Și mai avem acest Bravado Verlierer. Stai. Mi se încurcă limba. Verlierer. Așa. Acest te mai numești tu, că văd că nu scrie cu totul. Enus Cognox. Așa. Cognoscenti 55. Așa. Enus Unicenti normal. Un nou SUV. Baler Lee. Altul Marley LWB. Se pare că și un Skafter V12 virtual. Un benefactor Skafter LWB. Și cam atât, cam 6, 5, 6, 9. 9 mașini. Dintre care mai avem și aici... ce-am făcut cu elicopterul? Turreted limo, o limuzină cu turetă, cum să nu, blindată. Holy shit, da. Mai avem... aici nu mai avem nimic. Avem yacht. Yacht nou. Adică nu yacht nou, yacht. Acum putem să avem un yacht. Dar e cam pustiu yachtul ăsta. Dacă reacții fundate. Super Volito. Și Super Volito din fibră de carbon. Așa. Și două elicoptere noi. Iar acum o să vedem cum se tunează cele două mașini pe care mi-a plăcut mie cel mai de prima dată când am văzut acel trailer. Și cred că o să iau și pe a treia mașină. Legendary motor. Aici să o iau și pe asta, să vedem. O băgăm în casa cea nouă, adică mansion-uri. Acum poți să ai și mansion-uri. Hai să vă arăt și interiorul casei.
Oh, ok, pe unde intru în casă? Nu mai e chestia acolo. Oh, acum la casă trebuie să ieși din garaj frumos ca să te bagi în măta. Ca să te bagi în măta. Nu ca să te bagi în măta, nu, nu. Ia, aceasta e casa. Eu mi-am luat-o pe aceasta de 700 și ceva de mii. Nu, mi-am luat-o pe cea de 800 de mii. Dar ce nu prea-mi plăcea exteriorul. Mi-a plăcut mai mult exteriorul acestei case și mai ales interiorul când am văzut prima dată. Am rămas uimit. Ziceți și voi de nu arată fain. Vezi aici orașul, strada. Orașul pe strada. Strada și orașul. Exact. Și avem etaje la casă. Cât de fain poate să sune acest lucru. Etaje. Casă cu etaje. Asta e dormitorul. Aici te schimbi. Da, exact. Dar aici ai baia. Ai de capul și de zilele mele. Lasă măcar să faci bani, n-am Bă, am ce ajuns acum. pe iaht, dar așa de mare e că nici nu știu cum să... Uai, și chiha, blet! Ai de proastă să las microfonul Bea ăsta. și nici nu știu cum să... Ia stai așa. Voice chat. No one. Grand friends. Better. Să nu-i mai au și pe alții. Aici o... un colț de relaxare, într-un fel. O, mi-a venit și mașina cea nouă. Apă, se pare. Așa, calm. Apă, curcând. Niște bebeloaie pe aici. Și camera de history. N-au schimbat-o. Nu știu dacă au mai pus ceva pe mese, chestii propuri. Pe aici, dar în rest, n-a schimbat cu nimica. Camera de high-story, ok. Și... Da, nu știu celelalte case cum arată în interior, dar... Plus, au schimbat numărul de case care poți să ai de la 3 la 4 și acum de la 4 la 5. Acum poți să ai 50 de mașini personale. Ci se pare că eu am ajuns la 43 de mașini personale, dar ce... Am umplut celelalte 4 garaje, adică 40 de mașini deja, iar acum aștept să, și nici nu cred că pot să umplu și garajul ăsta tot de mașini, dar ce nu prea mai știu ce mașini să am, dar ce mi le-am luat pe toate pe care îmi plac. Ok. Acum hai să încercăm să turnăm prima mașină. Muscle car-ul ăsta care e o combinație între un SS din 87, nu, din 90, nu, 87, da, dacă nu mă înșel, cu un 40, că e un Ford ceva vechi, din 80 chiar. Hai să vedem cum o să arate. Abia aștept să văd ce poate să iasă din mașina asta. Eu, fanul acela de mașini muscle car. Sper să fi făcut o treabă bună cei de la Rockstar și să pună ceva pe mașina asta. Adică sper să o duci într-o stare mult mai faină decât o văd eu acum. Ia zi, Dani, ești pregătit să vezi cum o să tunez eu Master Car-ul? Au. Dacă ești pregătit să văd, că Cum o nu prea să... înțeleg, sunt rău. Cum o să tunez eu muscle car-ul cel nou? Da? Vii Vrei și să tu mă să tunezi sau ți l-ai vrei tunat și face o tu? surpriză? Ți l-ai tunat și tu pe al tău? Da, l-am tunat. Nu știu Păi exact hai, cum am hai tunat-o, vino dar să te văd. am tunat-o. Oh, serios. Cruz mai camati, cruz mai camati. Băi, interesant că dacă vrei să muți iahtul, de exemplu, pe o altă parte, iau o grămadă de bani. No, bine, mă, nici nu... Stai pe măta în pizdă. No, bine, mă... Mersi.
Of, Doamne. Hai, poate nu mi-a bubui, nu? Sau ești atât de retard mental? Of, Doamne. Asta înseamnă să încerci să faci tu, să încerci să fii un om normal și nu-ți iese. Nu vreau să văd mașina asta acum arată. A, nu e mașina ceva. Of, idiotule. Asta e mașina lui, cred. Da, asta e mașina lui. Du-te, naibii, mă. S-a și văzut, mă, că dau în el mașină mare. Mersi. Inteligentule. Ce faci, mă? O, oh, Doamne, cum arată mașina săraca. Vă morți în gură. O, oh, Doamne, ce oameni. Nici în joc nu există. Da. Nu se poate, mă, ca într-un joc să existe oameni care să nu înceapă să dea în tine așa, fără niciun motiv. Ar fi ireal în genul ăsta, știi? Bine că măcar mi-a ratat o roată. Nightshade. Hai să vedem ce poate să iasă. Bă, mi se pare mie sau jocul merge mai rău după ultimul update? Nu, mie merge bine. Parcă un pic framează. Oh, ok. Prea rar. No. Cred că o să-l las așa. Oh. Lol. Better. That's gonna let him know. No. Grill. Oh, de fain. Lasă așa. Hood. Holy shit. Să mba, bitch. Ia elicopterul și vin la tine, ok? Cât de înalt. What the fuck. No, merită. Merită. Standard. God. Lights. No, e master card, nu merită. Plate. Negru. Primary. Punem un mat? Putem pune un mat? No. Primary. Metallic. Un Torino. Ar merge? Nu vreau un roșu mai închis așa. Nu merge? No, bine. Și secundară un mat negru. Oh. Ok. Dar nu prea-mi place. Ce se întâmplă, bă, acolo? Văd un X pe hartă, lângă tine. Lângă tine. Nu știu, eu sunt înăuntru, în Los Santos. Habar n-am. Ok, crew emblem am pus, roll cage, boom, nope, spoil. Serios. Te rog să fie ce... Oh, interesant. Dar mai interesant arată asta. Suspensie, bun. Transmisie. Turbo. Muscle? Încercăm un muscle, să vedem cum arată. Muscle-ish. If
that car was a woman, I'd guess her. Will color. Că nu pot să mă pun pe pasiv. Lol, eu am putut, eu sunt pe pasivă. Cred că de ce sunt în VIP, stai așa. Ok. Nu, lasă-m pe negru. Dar nu mai sunt VIP. Da, sunt. Ok. Ok. Black. Because black. Bun. Ok, să-mi zici. Yo, ce faci? Ce faci, mă? Eu n-am putut să intru pe pasiv, ești tu de pe pasiv. Ok, dar se pare că... Ok, dar vezi că se pare că am găsit un hacker. Deci da, bune? Da, m-a omorât. Și am tras în el. O să vezi pe video, o să vezi pe filmare dacă vrei. Dar că n-ar trebui să mai funcționeze. Ce? Eu am luat alta. Nu am asta. A, nu ai mașina asta? Nu, mi-am luat alta și face drift. Cealaltă tot din asta. Dar vezi cât de faină arată și asta? Bă, cred că o să mă plimb numai cu asta. De acum încolo. Da, e chiar foarte jmic. Mai ales motorul ăla, cu aia cum l-au. Te capota, să văd cum arată. Auzi? Să deschizi tu capota după, să văd cum arată. Oh. O, haide! Serios. Ce oameni. Uite ce face Rockstar. Bagă o mașină direct. Asta se întâmplă. Am și o mașină. Morse Mutual Insurance? Sure. What is going on? Hai la mine acasă. Ce mașină să șmecheră ți-ai dat? Care, asta? Da. Foarte. Doamne, ce oameni, bă. De ăștia să dai că te lași de joc, doamne. Mai bine făceam sesiune privată. Acum următoarea mașină. Aceasta. Deja arată interesant. Te bagi? Mașină. Ce, tu pe asta ți-ai luat-o? Nu, mi-a luat-o.
Ia, stai să-mi spui dacă e vreuna din... Acum la mașină, mi-am luat aia la 995 de mamă. Aaa, cred... Aia nu poți să-i dai tuning. Adică îi dai, dar nu, nu cu motoare, cu șmechi. Asta? Da, 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 asta, exact. Ca de seama. Hai... Ca să o faci și... Hai să vedem cum e asta, mamba asta. Bă, nu știu, eu zic că aia la altă merita 900.000 și asta 500. Bă, și la tine plouă sau doar la mine? Și la mine. Că în ultima vreme nu prea coincidem, era ceva... Era rău. La mine era soare, la tine plouă. Da. Vezi, după fiecare update, sesiunile fac pe fel. Au reparat chestia asta, că la un moment dat se buguise, știu. Ai auzit treaba aia cu ea, că nu ca să-l muți de pe o plajă pe alta, te costă o grămadă de bani. De ce l-ai muta? Sau? Pentru că, na, te saturi de o zonă. Și nu poți să-l muți tu, ți-l mută capitanul. Dar nu poți tu să mergi cu iahtul? Nu, capitanul mută și ca să-l muți, ai niște zone fixe unde poți să-l muți. Nu poți să-l muți unde vrei tu, să zicem, de mare. Te costă, nu știu, 60.000, 80.000, depinde de zona care vrei să-l muți. Ba, nu-i mult, credeam că peste 100.000. Mă, nu costă, dar așa... totuși, distanțele între ele nu sunt așa mari. Trebuie să... vrei să o schimbi? Culoarea tot. Ia stai așa, BRB un minut. Ok. Așa să vedem, avem... ieșire, ceva... Lăsăm cu ieșire. Asta merită. Este asta, light, xenone... plate... Băgăm... negru, respray, să vedem. Merită negru? What the fuck? Ce-i cu pata aia de jeg? Metallic. Wait. Unde purple? Purple. What the fuck? Purple. Merită purple. Pac. Da? Mighty purple. Bun. Am cum să pun negru? Nu, că o face pe toată. Mov. Da. Metallic. Am mai multe culori sau tot 50 și ceva erau? Na, metallic. Cast iron. Na. Da, black. Crew emblem, no. Nu pe mașina asta, roof. Ai. Cell, nu. Pensie, transmisie, turbo. Lowrider. Holy shit, dar-mi plac gențile astea.
Da, de unde să le bage? Sport? Nu sunt la sport. Vreau... Maule, vreau jențile astea care le are mașina asta să le colorez. SUV? Nu. Căcat. A, stai. Parcă asta. Da, merge. Merge. Wheel color. What the fuck, cât de bine merge cu mașina. No, purple. Total purple. Custom. Bulletproof. No, purple. Window. Limo. N-are roll cage? N-are roll cage. Ce caca. Și acesta e... limbo sau... Bravo. Holy shit. Nu se aude. Lol. Foarte fain. Fain, fain. Acum să vedem ultima mașină pe care am cumpărat-o. Dacă nu ploua, cât de fain ar fi fost. Dar bine că plouă, dar nu a băgat și ei în soare. Care ar trebui să ningă în GTA Online. De iarna ar trebui să ningă, nu? Sau depinde de încălzirea globală. Stai că îmi place cum ieși mașina. Sunt mândru de mașină. Gata, mă, m-am întors. Bravo! Și ai văzut cum am făcut-o? Nu, acum uite. Tare. Iar acum ultima mașină. Asta îmi place foarte mult. Spatele cum arată. E lată rău. Ok. Și tu ce mai zici? Ca să vorbim și noi ceva aici. Ce? Mai aproape de microfon, te rog. Zic, le-am verificat pe toate. Ah. Ce, mașinile? O să-ți arăt mașină, da. Oh, ok. Mi-am dat. Abia aștept. Ah, stai pe măta. Mă aștept de la mașina asta să aibă un spoiler ceva. Da, să văd. Stai atent.
better than when she came in, that's for sure. Whoa. Okay. Okay. That's fine. Parcă după asta m-aș duce mai mult. Eh? Asta e. You got a whole lot more exhaust. Horses over there now. No. Mai bine doar una. În spate. Arată mai bine. Sau cu două. Încercăm așa să vedem dacă o să-mi... dacă o să-mi placă. Stocks. Nu văd. Nu, las. Hood. Ce fain arată. Horn. Ok. Musical. Nu, nu, nu. Bun. Pe asta l-a lăsat? Da, pe ultima. Să mergem să ne cumpărăm arme după. Da, vreau să văd neapărat revolverul acela. Mirrors. What? Carbon, custom. Nu, no, dă-l-am asta. Dă-l-am asta, ah, nu. Ah, pff, no, bine. Las. Ah, dă-i spray. Primary. Metallic. N-are? Da, bă, că nu știam că poți să... Cremblem. O, da. Roll cage. Secundar. O, bun. Nu se... Scărț. Scărț? Spoiler. Ce-am zis că aștept un spoiler de la mașina asta? Bă, tu vezi spoiler după spate. Nu pot să dau rotate. Aoleu, cât a spoilerul. Vai. Bă, de aici, de aici se vede. Da, pune-l la mare. Pe asta am făcut. Now that's gonna be a smooth ride. Pac. Trei cu... o să-mi pe asta. Wheel color. Băgăm un negru. Design, băgăm așa. Pac.
Window. Armura, am uitat. Exhaust. Explosive fender. Ia să văd cum arată. No. O lăsăm așa. Da, LOL, cum sună. Mata. Cum sună. What the fuck, când o lași așa în viteză zici că râșniț, zici că e râșniță de cafea, what the fuck? Am observat. What the fuck? Hai că să-mi fac și eu, să-i dau tuning la mașină. Ce, o ai și tu pe asta, dar n-ai tunat-o? Da, cred că da, o am. Adică crezi că o ai? De, cred că am, da. Am două, nu știu, stai să vedem. Ia uite, încă unul aici. Și a pus aceleași genți ca mine. Am cumpărat-o și eu că nu aveam. Și a pus aceleași genți ca mine. E, vezi mă, care are gusturi. Bumperul diferă, bumperul din față diferă. Și am mai pus încă un set de exhausturi, spoiler și culoare, atât. Ce tare. Hai să vedem armele. Heavy revolver, holy shit. LOL, uită-te la revolver repede și are skin pe el cu cranii. Ia să văd. Uită-te. Data viitoare să intrăm și noi pe Te stai. Aud, te aud. Da, ar fi o idee bună cu Skype-ul. Cât de șmecher ăla cu cranii. Da, e foarte șmecher, dar păcat că nu-l putem lua. Să fim bodyguard, asta, să terminăm... Ba da, să fim bodyguard, să luăm. Și acum, noi acum, pe toată sesiunea, care vrea bodyguard, care vrea... E în căutare vreunul? Poți să... Become a bodyguard to unlock this. Aaa, să putem așa, eu devin bodyguardul tău și tu al meu. Merge așa. Da, pe rând. Mi-am luat o machetă să dau cliantin. Aaa, tu abia acum ai văzut-o? E de mult în joc. Acum, ba da, am văzut-o, dar n-am luat-o până acum. Da. Dar unde e AK-ul ăla mic? Că trebuia să fie un AK mic. Trebuia să fie băgat un AK. E un bucă, dacă ieși de la cumpărături, peretele din dreapta e gol. Da, știu. Bă, uite-te, a băgat halate! Halat! N-am observat. Mergi cu halatul pe stradă. Bă, dar sunt tari, frate, sunt tari. Stai în casă, știi?
Așa, să vedem bluze. Ce-a băgat nu la bluze. Ok, la mine e un bug, se pare. Sweaters. Ok, simplu, simplu, pac și negru. Auzi, hai să altul. Facem și noi o misiune no. Cu... Ok. Bodyguard sau nu știu. M, Parcă M. Nu se face, dar încep. Logo sweater, broker, broker. Bă, uite-te la Helunch, că au băgat Helunch. Au băgat Helunch noi. Sau așa să fie numit. Ce tare, cumpărăm hala de la... De asta. De la magazinul cu arme. Da. Asta făcea unul, își lua Adidas de aici. Unde? Că nu poți să-ți iei Adidas de aici. Bă, da, stai mă, cum nu, aici. Aaaa. Poți, poți să-ți iei. Nu chiar orice, dar poți. Wait, vreau să fac atât. Vreau să mă îmbrac, uite așa. Gata, sunt pregătit, uite-te la mine. Domnule. Stai să mă scot de pe pasiv. Ieși tu de pe pasiv. Te vezi în... Trei, doi, unu, gata, pasiv. E, cum arăt? Cel mai tare. Cel mai tare ești. Și cu niște papuși de casă, picioare și gata. Și am plac. Da. Hai să... No, păi hai să merem. Hai să merem, da. Mă mir că n-a băbuit nimeni mașina. E un semn bun. Îmi duc, duc și eu mașina în garaj și pormă la tine să văd și o mașină tale sau? Da, cum vrei tu, hai. Sau facem o misiune prima dată. Și cred că atât a fost pentru acest episod. Deja m-am lungit la 40 de mai minute. Mai ești în filmare sau ai terminat? Da, acum mă pregătesc să închei filmarea. Ok. Și cam atât a fost până acest video. Mă anunț și pe mine să nu mă scap. Da, 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 da. Da. Așa, cam atât a fost până acest episod. V-am arătat ce a băgat nou. Data, în episodul următor o să vă arăt cum este în iaht. O să facem niște misiuni. Helicopterul cel nou, morții mătii. Așa. Și da. L-am salutat pe vecinul, pe... Așa. Și aici a fost Adrian, a.k.a. The Rapper Boy. Wait. Out. Dai permisiune. Bă, și cam atât a fost. Salută și tu lumea. Salută și tu. Salut, bă, nu salut. Și ne mai aud. Ok. Hai. Ciao. Pa. Yeah. Ah.